O femeie a trăit un șoc puternic când și-a găsit bărbatul mort pe balconul apartamentului din comuna Giroc în care locuiau. Se pare că bărbatul și-a pus capăt zilelor spânzurându-se. Femeia a alertat imediat autoritățile care au ajuns de urgență la fața locului. Din păcate, nu au putut face altceva pentru bărbat decât să îi constate decesul. La data de 27 iunie, în jurul orei 00 minute, polițiștii secției 1 rurale Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie și-a găsit soțul în vârstă de 36 de ani, decedat pe balconul imobilului situat în localitatea Giroc. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.